Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la Portret de Fermier. Suntem în județul Galați, în localitatea Matca, împreună cu domnul Gavrilă Tuchiluș, unul dintre cei mai performanți fermieri din zona aceasta a țării. Domnul Tuchiluș, vă mulțumesc că ați deschis porțile fermei pentru Agro TV și pentru Portret de Fermier. Bună ziua, vă mulțumesc că ați ajuns și aici. Porțile la noi întotdeauna sunt deschise pentru toți cei care doresc să ne viziteze, pentru că avem o activitate completă și complexă. Apropo de activitate, haideți să povestim un pic despre începuturile dumneavoastră, ținând cont că sunteți de mult timp aici, ați preluat practic această societate și, spre deosebire de alții care, cu părere de rău, n-au fost în stare să le dezvolte, măcar să le conserve, dumneavoastră ați dat viață locului și cred că ce se poate vedea în stânga și în dreapta noastră vorbește de la sine. Lucrez de 42 de ani în agricultură. Întotdeauna în activitatea mea și în profesia mea am tratat toate lucrurile ca, înainte de privatizare, ca afacerea mea personală și niciodată, dar niciodată, n-am făcut diferențe între sectoarele de activitate care sunt în cadrul societății. Și vreau să vă spun că de la bun început, de când am intrat și în profesia asta de inginer agronom, am avut și am respectat oamenii, pentru că cel mai valoros capital astăzi și atunci, da, era sau este omul. Apropo de oameni, clădirile astea care sunt aici în vecinătatea noastră, practic sunt locuințele în care angajații dumneavoastră își trăiesc viața de zi cu zi. Eu, unul inițial, am crezut că e un cartier rezidențial, pentru că sunt niște apartamente, niște vilișoare care arată foarte, foarte bine și cred că în România, în puține ferme, putem vedea așa ceva. Sigur, grija de om a fost întotdeauna și respectul față de ei. Întotdeauna am discutat și am spus, respectul față de ei este prin asigurarea unui loc de muncă sigur și stabil, asigurarea de utilaje, tractoare performante și locurile de locuit. Avem aici 4 cămine în care a fost o lege în care trebuia să le vindem, dar noi nu le-am vândut, le-am renovat, le-am recordat la ape și gaze și oamenii stau aici fără să plătească absolut nimic. Și de asta avem și stabilitate. Primul cămin este ocupat de inginerii care lucrează aici, tineri ingineri, restul sunt ocupate de îngrijitorii care lucrează în ferma de animale. De la locul de cazare până la sectorul mecanic și la zootehnie, mai mult de 3 minute nu fac. Și atunci, asigurându-le condiții bune de lucru, motivându-și cum trebuie, stabilitatea lor este maximă și ceea ce ne dorim, să avem oameni responsabili și buni profesioniști. Apropo de oameni, aveți probleme cu forța de muncă? Sigur că avem probleme cu forța de muncă, dar nu avem o problemă deosebită. Pe parcursul unui an, în cel mai rău caz, dacă are o problemă deosebită, pleacă de la noi, dar avem stabilitate. Din contră, mulți ar dori, care vin chiar de afară, ar dori să lucreze la noi, în condițiile în care știu că sunt motivați și respectați, da, și sunt foarte, foarte aproape de casă. Haideți să le prezentăm întreaga dumneavoastră activitate, pentru că vorbim de mai multe ramuri, e o activitate complexă pe care mi-aș dori să putem să o cuprindem în cele 24 de minute. Unde mergem de aici? Putem să mergem în sectorul vegetal, să vedem câteva sole cu grâu, să vedem și cum închidem recoltatul și depozitatul lucernei pentru semifân de lucernă. Da, și după aia intrăm în zootehnie să vedem activitatea de acolo și poate prinde și momentul în care suntem la mulsul vacilor. Domnul Tuchiluș, așa cum vorbeam un pic mai devreme,
am venit aici în partea de vegetal, unde aveți cultivat grâu. Înțeleg că vorbim despre glosa, da? Ca și soi. Anul ăsta avem o suprafață de 1200 de hectare de grâu cultivat. La ora asta, când vorbim, starea de vegetație este bună, dar cred că am intrat într-un stres de umiditate și vom vedea ce vom face. Din toată suprafața pe care o avem cu grâu, noi cultivăm soile produse la fundulea în jur de 85%, restul punem soiuri străine. Pentru că s-a demonstrat de-a lungul timpului că soile românești sunt mult mai aclimatizate, mai ales în zona noastră, care este aproape identică ca la fundulea și rezistă și în anii deosebiți de secetori și ne dă o producție bună și de calitate deosebită. Ceea ce s-a întâmplat și anul trecut, am făcut în jur de 1200 de kilograme, dar parametrii au fost extraordinar de buni. Și atunci noi, în condițiile anului acesta, când știm ce prețuri ne așteaptă, ne-am ocupat de cultura de grâu ca de un copil mic. Am făcut toate tratamentele la timp, da, ca să avem o producție de calitate, ca atunci beneficiarul să nu găsească nod în papură, să spună că nu sunt toți parametrii așa cum trebuie. Apropo de precipitații, știu că ploile au fost puține aici în zona dumneavoastră. De la 1 septembrie până acum avem în jur de 164 de litri căzuți, din care, să spunem, zăpada din iarnă ne-a adus vreo 46 de litri, iar în luna aprilie, pe parcursul lunii aprilie, am avut 64 de litri, dar căzuți pe tot parcursul lunii, cea mai semnificativă cantitate a fost în jur de 14 litri într-o zi, restul de la 5 la 10. Sigur, nici consumul n-a fost atât de mare, temperaturile au fost scăzute, dar acum când consumul este deosebit de mare, evapotranspirație foarte mare, sigur că deja a intrat într-un stres și la rădăcină nu mai avem ceea ce trebuie. El a legat, este înflorit, o parte este legat, formează bobul, iar dacă nu o să avem, nu știu ce producție vom obține. Pentru că putem să irigăm și zona asta, dar factorul de decizie care trebuie să ia să rezolve problema este factorul politic. Pe suprafața de aproape 5.000 de hectare pe care o lucrăm, noi putem să irigăm din sistemul terasa covului în jur de 400 de hectare la 86 de kilometri față de stația de bază. Cu greutățile care le știm toți, cu canal care nu s-a intervenit de 30 de ani, cu sifoane care nu s-au intervenit de 30 de ani și cu organizație care îi spune noi federație, un fel de CAP mai mare, care toți au drepturi, dar nimeni nu le respectă să, atunci când trebuie, să plătească cotizații, să vină cu bani care trebuiesc, să intervenim asupra utilajelor și să ținem oamenii în stație. Sigur că anul ăsta am lucrat, eu zic, mai bine și de o săptămână avem și noi apă. Să dea Dumnezeu să vină apa în zona aia unde avem irigat, să vină, da, toată vara, ca să putem pe cele 400 de hectare să facem atât cultura principală, cât și cultura dublă care am pus după triticale. Porumbul e și el practic peste drum de noi aici în vecinătate, dar e destul de micuț pentru perioada asta, tot din lipsa apei. Sperăm ca să vină o ploaie și cu tot ce am dat noi, îngrășămintele care le-am dat, să revigoreze. De regulă, la 21 mai, atunci când anii erau normali, făceam prășitul de al doilea. Sigur că noi nu mai prășim de al doilea, dar porumbul era cam la bru, să spun așa. Sigur că vom vedea ce ne așteaptă în vară. De regulă, noi am semnat timpuriu ca să scăpăm de temperaturile excesive din vară, când știm că are loc polenizarea. Avem hibrizii timpurii și semitimpurii, cei care sunt raionați în zona noastră, luăm toate măsurile ca să știm. De la semănatul timpuriu, alegerea hibrizilor, facem fertilizări, starter cu microgranulate și așa mai. Adică facem o tehnologie așa cum trebuie. Singurul lucru, singurul factor care nu stăpânim și nu-l avem este factorul limitativ care se numește apă. Un pariu pe care dumneavoastră îl aveți e cel legat de rapiță. Arată bine în momentul ăsta, dar fără apă nici acolo nu putem vorbi de niște rezultate certe.
Avem o zonă aici limitrofă ferme în care toate apele pluviale după adăposturile care le avem la zootehnie și avem, să zic așa, aproape câteva hectare din incinta fermei și acoperișuri, toate apele pluviale le adunăm într-o lagună și din lagună dăm în zona limitrofă pe cât posibil să irigăm rapița, iar după rapiță, dacă putem, imediat semănăm porumb, ca să facem porumb silos, să-l recoltăm și noi, eu știu, la finele septembrie. Avem în cultura noastră în jur de 670 de hectare de rapiță. Asta este o solă mai deosebită, este sola limitrofă fermei de vaci, pentru că am spus că apa care rezultă, toată apa pluvială de pe acoperișul din cinta fermei o depozităm într-o lagună și venim în zona limitrofă și irigăm, da, atât cât avem apă. Agrofondul este foarte bun pentru că noi revenim în zona limitrofă fermei cu îngrășăminte organice și din 5 în 5 ani dăm cam 40 de tone de gunoi de grajd. Sigur, am avut 2 ani porumb, iar acum avem rapiță, iar după rapiță vom veni cu cultură dumblă porumb, siloz, să fie tot mai aproape de fermă ca să reducem distanța de transport. Este o cultură care așa ar trebui să arate toată suprafața, dar din păcate ea a fost limitată și s-a limitat pentru că și la rapiță a intervenit stresul pe celelalte sole. Aici noi zilele trecute am mai dat un 40 de litri de apă, am acumulat aproape toată primăvara să avem o lagună aproape plină și am dat 40 de litri de apă zilele trecute să putem să obținem o sămânță cu greutate hetolite foarte bună și plină. Și atunci când o să o livrăm, să avem și calitate și așa cum am lucrat cu anumite firme, îi face și procentul de ulei, că de regulă așa trebuie să face și calitate. Vorbeam un pic mai devreme despre prețul cu care ați vândut grâul pe care îl mai aveți. Apropo de scandalul acesta cu cerealele din Ucraina, cred că dacă măsurile astea nu vor fi ferme și nu se va limita comercializarea cerealelor ucrainene pe teritoriul României, anul ăsta va fi și mai dificil pentru mulți dintre dumneavoastră. Cred că toată lumea știe ce ne-a creat conflictul din Ucraina, haosul care a fost la aducerea anumitor cantități și depozitarea pe teritoriul României anumitor cantități de cereale, atât cât și plante tehnice, însemnând floare și rapiță, stocuri care încă mai există atât la fermieri cât și la multinaționale, iar prețurile care vor fi în momentul recoltatului vor fi prețuri, cred că, foarte, foarte mici. Cei care o să cumpere o să țină cont foarte mult de calitatea producției și prețurile, cred că o să fie prețurile de în 2018, ceea ce pe noi nu ne avantajează pentru că noi am cumpărat inputurile în toamnă foarte, foarte scumpe și atunci vom vedea, ca să acoperim cheltuielile la rapiță care ne ducem peste 6.000 de roni, la grâu peste 5.000 de roni, la porumb și așa mai departe, trebuie să facem producție. O să mergem de aici să discutăm și despre producția pe care vă oferă văcuțele, pentru că ați ales rasa Holstein, o rasă care, așa cum este ea concepută, este performantă pentru producția de lapte. Da, haideți să mergem către partea de zootehnie și totodată să mai discutăm acolo. Ca să facem producție trebuie să luăm hrana de pe câmp și atunci prima dată să mergem în câmp să vedem că suntem pe ultimele brazi de la recoltatul lucerne pentru semifând de lucernă și balotaj, după aia ne întoarcem în fermă să vedem, da, ce am făcut acolo la o rasă deosebit de performantă și noi vrem să fim la fel ca și rasa cu o tehnologie performantă. Modul nostru de lucru este foarte simplu. În fiecare dimineață, personalul sanitar veterinar și subsemnata ne prezentăm în fața ecranului. Ecranul
prezintă activitatea pe care noi trebuie să o desfășurăm în ziua respectivă, plus problemele care sunt preluate din timpul nopții de la îngrijitorii de noapte și problemele care s-au ivit în timpul programului de muls. De exemplu, noi aici putem evidenția în fiecare zi care este producția de lapte, dacă a crescut, dacă a scăzut producția de lapte și problemele care sunt, plus că individualizarea pe fiecare animal în parte se face conform unei liste pe care noi o scoatem ulterior din calculator. În funcție de producția de grăsime și de proteină, noi urmărim alertele de nutriție. După cum se vrea dumneavoastră, important este la alertele de nutriție ca persoană care mă ocup în mod direct de furajarea animalelor, grupurile respective, individualizate pe fie pe grajduri, cu producția medie zilnică. Vedeți, de exemplu, la grupul numărul 1 avem 121 de capete cu zile de lactație, 164, producția medie zilnică, grăsimea proteină și deviațiile care ni le dă la grăsime și proteină. Un alt indicator important este pentru mine confortul grupurilor. Deci avem toate animalele repartizate pe grup, numărul de animale de îngrajd și timpul de odihnă. În momentul când ai alerte respective care ți le dau afilaburile, te duci la grupa respectivă și rezolvi problema. Deci dacă se depășește numărul de animale pe grup, calculatorul vine și îți deschide poarta și te trimite la treabă. Dacă sunt prea multe animale sau dacă ai probleme cu așternutul, nu sunt prea multe, nu le convine așternutul, nu este curat, deci ai o alertă la confortul grupurilor. Foarte important pentru grupa de reproducție, sunt animalele pentru însămânțare. Deci nu mai stai ca înainte pe garduri să vezi care e de montă, care nu este de montă. Aici îți scoate tabelul cu animalele care sunt de montă, îți dă numărul matricol, media la producția de lapte și scrie fereastră de fertilitate, rată de concepție. Tehnicianul și animalul se duce la grajd și știe exact când trebuie să execute însămânțarea. De exemplu, de verificat vacile, dacă avem vaci cu cetoză, avem tabelul respectiv la cetoză, vaci cu mamită, treaba medicului veterinar, deci absolut tot ce este pe panoul respectiv, el este verificat de tehnicianul veterinar, de medicul de veterinar și de mine personal. Domnul Tuchiluș, doamna inginer ne-a prezentat un pic mai devreme întreaga tehnologie. Cred că ceea ce a spus dumneaei e bine de reținut pentru cei care vor să aibă o fermă performantă și să controleze întreaga activitate. Aici unde ne aflăm noi, ce se mai întâmplă? Foarte important. Știm că laptele iese la temperatura de 37 de grade din bugerul vacei, vine pe conductă și intră în instalația de apă gheață. Aici se răcește la o temperatură de 14 grade. Înainte de muls aici avem să face gheața, apa este rece, da? Și stă câteva minute, trece prin tot fagurile care este aici și de aici pleacă în tancul tip silos de afară de 35 de mii de litri. Este foarte important ca laptele, da, să nu vadă lumina și contact cu aerul decât în paharul consumatorului. Deci la noi totul este închis. Pleacă de la țâța vacii, vine în instalația de răcire, în tancul de așteptare, vine cisterna cu frig și la fabrică se descarcă și acolo intră în procesul tehnologic. Este foarte important ca să păstrăm laptele așa cum trebuie, pentru că ați văzut, în subsol acolo avem, pentru fiecare vacă, avem un microlaborator în care le spune sănătatea laptelui și calitatea lui. Proteină, grăsime, tot ce înseamnă indicii de calitate a laptelui. Iar aici avem tancul de răcire care acum se încarcă, da? Vine direct din instalația de apă gheață, da? Acum temperatura e de 5,3 și avem o cantitate de 5149. Dacă monitorizați, o să vedeți să schimbă, asta e doar musoarea de prânz, pentru că deja noi facem 35.000 de litri, da? La două zile pleacă 3 cisterne. Și atunci avem capacitate de depozitare afară de 70.000 de litri și pentru ca stoc tampon avem și aici un tank de răcire de 10.000 de litri. Doar la
la sala asta de mulți, mai avem o sală de mulți la, în locația veche, în care și acolo avem 35.000 de litri pe tancuri orizontale. Pentru că nu am reușit să ne terminăm planul de investiții, dacă suntem sănătoși și plouă, vom finaliza. Foarte important să menținem calitatea laptelui așa cum trebuiește să fie. Asta numai prin investiții, prin instalații performante și monitorizate de oameni cu calificare și interes și responsabilitate ridicată. Domnul Tuchiluș, putem vorbi în ferma dumneavoastră atât de prezent, dar și despre viitor, pentru că adăpostul ăsta e impresionant. Am văzut pe lângă niște animale frumoase, pe lângă niște animale sănătoase de rasă și roboți performanți care vă ajută aici în munca pe care o fac angajații. Ne aflăm în unul din adăposturile noi pe care le-am făcut în, și le-am pus în, în funcțiune, da? În anul 2020. Adăpostul are o lungime de 200 de metri, deschidere 32 de metri și înălțime 14 metri. De ce? Pentru că vaca e născută în pădure și trebuie să aibă un microclimat ca în pădure. Și adăposturile care le aveam erau improprii. Pentru a avea o producție de lapte, vaca nu trebuie să fie stresată pe lângă alți factori. Și atunci am eliminat stresul cu căldura, cu zgomotul, cu lumina. Și atunci dacă factorii de stres nu mai sunt, da, ea o să-și facă treaba așa cum trebuie, da, având spațiu de circulație cât trebuie. Tot spațiul de circulație este cu cauciuc, da, deci animalele circulă doar pe covor de cauciuc pentru a elimina dezmolexiile, pentru că am făcut o statistică și pierdeam foarte multe animale. Și atunci, inclusiv stresul de a aluneca, atunci când sunt în călduri sau când aleargă, l-am eliminat. Ca să avem o producție constantă și de calitate, sigur, am umblat la genetică. Dacă acum câțiva ani în urmă ne interesa să avem, să atingem producția de 40 de litri, sigur, cu eforturi și cu cheltuială mult mai mare, acum ne-am focusat pe o genetică în care să avem o calitate a laptelui și s-a demonstrat că deja avem grăsime 4,2, chiar 4,4 ieri, o proteină de 3,3 și o producție medie de 38 de litri, peste 38 de litri. Recalculând la stas, suntem la peste 40 de litri. Noi am făcut în 2018 o cooperativă în care procesăm aproape 30 de tone de lapte pe zi, iar restul îl dăm la diferiți procesatori sau pleacă chiar în Bulgaria sau în alte țări. Noi, fermieri, am căutat și am lăsat pe cât posibil prețul cel mai mic. Mai mult de atâta, și așa lucrăm în pierdere, prețul de cost este mult mai mare decât prețul de livrare. Care e prețul de livrare? Astăzi, când vorbim, este 1,7. Bun, vreau să-i mulțumesc domnului Gavrilă Tuchiluș pentru faptul că ne-a prezentat ferma domniei sale. Cu siguranță că mai sunt și alte lucruri de văzut, dar ceva se desprinde din toată această emisiune. Fermierii români nu sunt cu nimic mai prejos decât cei europeni. Aici avem dovada certă că putem fi performanți, putem face calitate, putem avea un standard ridicat. Totul e să înțeleagă și societatea civilă și clasa politică, că atâta timp cât oamenii ăștia sunt încurajați și nu cu lucruri greu de găsit, ci cu niște chestiuni absolut normale și firești, atunci agricultura va merge înainte. Mulțumesc încă o dată, vă doresc mult succes și să ne vedem sănătoși. Și eu vă mulțumesc și vă doresc dumneavoastră succes și multă sănătate.